DNA a trimis în judecată 24 de persoane în acest dosar. Toți sunt acuzați de derapidare după ce au decontat aproape 200.000 de porții de mâncare ilegal. Deși doar minerii aveau voie să primească o masă caldă pe zi, în realitate, notează procurorii, fotbaliștii de la Minerul Motru și politicienii chefuiau pe banii ortacilor. Cele mai multe chefuri electorale au avut loc, conform procurorilor, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2012. Daniel Burlacu a declarat astăzi pentru Gorj TV că este nevinovat, chiar el a mers la procurorul de caz pentru a cere urgentarea cazului. Acum două luni, o lună și ceva, am fost în audiență la doamna Pincol, procurora parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, să cer urgentarea, să facă analiză și să iau o tărâne în ce privește acest dosar. Fiindcă acum 2 ani, când s-a dorit reținerea și arestarea mea preventivă, am înțeles că este o necesitate, o urgentă. Ori au trecut aproape 2 ani de atunci și nu se luase nicio măsură. Aveam o calitate. Da? Eu am fost în audiență și am solicitat să se trimită odată în instanță dacă nu s-a dat o rezoluție pe acest dosar. Foarte bine, instanța va stabili dacă eu și celelalte persoane suntem vinovate. Burlan susține că sportivii aveau dreptul la masă caldă, potrivit unui contract. Din punctul meu de vedere sunt nevinovat, fiindcă această cutumă de a da mese sportivilor este de la din anul 2000, de când această activitate a fost externalizată, fiindcă ei erau angajați societății. Începând cu anul 2000, activitatea sportivă a fost externalizată, sportivii continuând să beneficieze de masă caldă în continuare. Nu eram eu director general în anul 2000, a continuat și după ce n-am mai fost eu director general. Nu a dispus, cred că, niciun director general să se servească masa în aceste condiții și să fie decontate în aceste condiții. Practic a fost o cutumă care vine din urmă. Nu știu cine ar putea fi vinovat. A fost specificat nicăieri că acești jucători aveau dreptul la masa caldă și de ce apăreau ca fiind mesele acordate minerilor? Repet, această problemă nu știu, vine ca moștenire din anul 2000, de când activitatea a fost externalizată. Am înțeles că în contractele sportivilor era prevăzută această clauză. Sportivii erau componenți ai clubului Minerul Motru, club care era finanțat de către Complexul Energetic Olteniu. Procurorii susțin că din mâncarea minerilor se ospătau și politicienii. În perioada 2009-2013 au dispus și acceptat decontarea din fondurile societății cu capital majoritar de stat a sumelor destinate plății unor prestații efectuate în mod nelegal și fără bază contractuală către SECE Cazare Cantine Motru S.A., respectiv decontarea meselor servite de persoane care nu erau îndreptățite, inclusiv sportivi, cauzând astfel un prejudiciu de 2.810.813,3 lei. Burlan susține însă că nu a făcut chefuri pentru politicieni. În campania electorală pentru parlamentare, în 2012, au sesizat ei un meniu mai îmbunătățit și mese decontate fictiv. Deci eu vorbesc de perioada care a fost eu director general. Nu s-a întâmplat așa ceva, n-au fost mese servite în campanii electorale. E vorba de anul 2012, nu eram eu director general, director general era Ciurel. Întrebați-l pe Ciurel cum de-a dispus să dea mese în campanie electorală. Deci în acea perioadă era Ciurel director general al Complexului Energetic Oltenia. Afacerea a ieșit la iveală după ce corpul de control al companiei a început să numere porțiile de mâncare. Erau mai multe sesizări, mai multe reclamații la nivelul conducerii că în zona Motru și nu numai se întâmplă ca majoritatea nunților, onomasticilor, zilelor de naștere să fie organizate de aceeași companie pe banii minerilor, adică să nu se plătească pentru ele. Și am trimis corpul de control pur și simplu, care mi-a constatat că aproape zilnic erau 1000 de mineri pontați, să zicem, la o carieră și se plăteau câte 1200-1300 de porți. În contractul colectiv de muncă, minerii aveau dreptul la o masă caldă pe zi, acordată la cantinele societății și decontată de compania aflată în subordinea Ministerului Energiei. Și atunci ne miram și noi de ce o aveam diminuată rana caldă, față de prețul care era ea în sine,
Noi nu existau în farfurile noastre, în cantinele unde serveam noi hrana caldă pentru condițiile grele cât trebuia. Astfel, mesele minerilor erau dublate ca număr în contabilitate pentru a justifica și consumul de produse. Cele mai multe cheltuieli s-au înregistrat în campania de demitere a președintelui Traian Băsescu și în cea parlamentară din 2012. Asta îi fac toți, că să-și mențină posturile și funcțiile pe care le au, fură de unde apucă, mituiesc politicienii, că să-și mențină funcțiile. Și vi se pare normal? Nu mi se pare normal. Legea e proastă. Dacă aș fi un legiuitor, aș da lege să intre în pușcărie cum era înainte, cu cătușele și cu lanțurile la picioare să spargă la burcări de sare cu târnacopul. Nu pușcărie la domiciliu. Foarte urât. Foarte urât și foarte rău. Rușine să le fie. Cum credeți că ar trebui să fie pedepsiți? În primul rând, pedepsește al de sus. Foarte urât din partea lor. Aia nu sunt șef. Sunt pleșcari, oameni care au venit să căpătuiască pe spinare altora. Cum ai condus țara 10 ani de zile și acum iei banii de la oamenii care trebuie să trăiască și ei? Nu se poate. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Cum credeți că ar trebui să fie pedepsiți? Să facă închisoare și să dea banii înapoi, să facă întreprinderile care Ceaușescu le-a făcut. În cei 4 ani, anchetatorii au stabilit un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei.